Salutare tuturor, sunt bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod din seria noastră minunată de Survival Hardcore și astăzi, fraților, vreau să începem sezonul 2 din seria noastră minunată pentru că v-am citit comentariile și foarte multe persoane au spus, da, bă, frate, apucăte de sezonul 2 pentru că ai făcut cam tot ceea ce puteai face în acest sezon pentru că, bă, am bătut dragonul, am bătut Wither-ul, am fost prin strong am fost prin Mindshift, am fost prin marea majoritate a buy-em-urilor și nu se de ce apa asta curge aici, ai de capul meu și mulți au spus, hamă, apucăte de sezonul 2, de această rată ne vom juca pe World Type Amplified deci vom avea o lume amplified, deja puteți vedea cum s-a generat lumea asta. Deci mie nu -mi vine să cred, frate, uitați-vă cum s-a generat lumea. Ești de bun la cap. No, și noi, lol. Uh, și noi o să trebuiască să încercăm să supraviețuim pe modul de joc hardcore pe această lume. Oameni buni, vreau să vă rog să apăsați și pe acel buton de like, deci vreau ca fiecare persoană să apese butonul de like pentru că... O să mă strădesc mult mai mult pentru acest sezon. Primul sezon s-ar putea să fi făcut ceva greșel, nu neapărat că am pus clipuri în fiecare zi, pentru că s-ar putea să punem în continuare clipuri în fiecare zi de survival hardcore, dar mai ales pentru că... Frate, m-am mișcat foarte repede, chiar dacă am pus un clip pe zi, m-am mișcat foarte repede și nu a fost cine știe ce amuzant, interesat să mă știu eu ce. Acum, de aceea am ales și modul de joc Amplified, pentru că Frate, este amuzant, adică uitați-vă, cum dracu' să se genereze așa o lume, ești nebun la cap? Serios, are you fucking kidding me? Nu, no. o să încercăm să supraviețuim aici și v-am spun încă o dată, am nevoie de susținerea voastră dacă vreți să continuăm această serie. Sper că sunteți ok, că am uh, început un alt sezon, pentru că după cum v-am spus și mai devreme și vă mai spun ca să înțelegeți, frate... Uh, cam toate comentariile. Știți că în clipul anterior v-am cerut eu sugestii, idei, ce să mai facem ca să fie interesant și cam toți a spus, ba, apucate de noul sezon. Și am zis, ba, hai să nu mă apuc tot așa default. Bine, suntem tot pe versiunea 1.8.8, dar suntem pe World Type Amplified. Deci lumea va fi generată sub tipul Amplified. Um, asta înseamnă că o să fie interesant. Mă, frate, de ce nu aud De deci eu nu auzeam când spărgeam asta, nu înțeleg de ce. Erau acolo în niște uiți, aș vrea prima dată să le iau mâncarea. Um, și ce o să facem, Deci sunt într-un loc super interesant. Deci că aici sunt la câmpie, scrie acolo Buy and Plains, acolo cred că nu o să mai fiu la câmpie, la cum arată zona. Uh, o să vreau să explorăm toate părțile astea, oameni buni, pentru că sunt generate super genial. Vedeți voi cât de genial s-a generat. O să fie foarte complicat, o să fie mult mai greu decât uh, în sezonul precedent. Deci acum chiar o să fie mult mai greu decât în sezonul precedent, pentru că, bănui de bar, acum chiar putem spune că uh, o să avem un pericol real. Deci acum va fi un pericol real cu planșa, cu modul în care mapa se va genera, pentru că, na, uite, uitați-vă și voi cum s-a generat, are eu fucking kidding me, deci toate, ah, god dang it, asta e spawn frate, era să-mi cadă și apa aia în cap la început, ați văzut și voi, nu no, și asta e spawn-ul, gândiți-vă cât de complicat o să fie să nu cădem până facem Fedra Folly și chiar și cu Fedra Folly dacă cădem de la distanța aia, o să fie nebunie totală. Bun, uh, trebuie stai să iau eu, orbenci, eu știți unde o să mă bag lol acolo, e zăpadă fix pe pomi, Serios, bă, da, hai de cap, nu. mie încă nu vine să cred. Deci eu cred că n-am jucat niciodată pe World Type Amplified. Cred că niciodată, frate. Știu ce face, dar cred că niciodată n-am avut o serie. Vai, șamar, doamne, dacă mă vede gogo ăsta, -go e vai, rip, zăza, Andrei. Deci dacă mă vede gogo ăsta, -go sunt rip, oameni buni, sunt cel mai rip om pe care l a văzut vreodată. Dacă mă vede acest Enderman, sper să nu dau din greșeală în el. Cum ar fi să vin în fața mea Endermanul și să dau din greșeală în el? aia cred că ar fi fail. Fail, 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 nu? <laughs> adică, frate, că man, ce caută un Enderman fix aici unde vreau eu? Să fac nebunie. De ce? Ce, ce, ce cauți aici, boss? Ce cauți? Ce cauți aici? Te să-mi aranjez și o căștere, că încad astea, asta, frate, nu știu să-mi pun căștile pe cap. Ok. Um, și ce fac? Nu mai am nevoie fi antena o să luăm prima dată o să-l am de aici. N-am luat foarte mult lemn. Trebuie să mai luăm lemn, frate, neapărat trebuie să mă mai duc să mai iau lemn. Uh, și prima dată vreau să-mi fac și un furnal să-mi prășesc carnea asta pentru că, după cum puteți vedea, deja mi s-au dus 4 copanele și jumătate. Doamne, cred că... Oh my god, de ce am avut o frică, de ce am crezut că m-am uitat la el și... Cred că m-am uitat la el, dar nu fix așa direct. Bă, da, am avut o frică. Lol. Păi, cred că ne cam dărit Bine, acum știi care e treaba? batem și mai ușor decât pe 1, 1, 9, pentru că suntem pe 1.8 și nu trebuie să așteptăm spamă, frate, jitter, click și iată, am terminat șmecheria. Dar bun, ce vreau de la voi acest sezon? Frazor, chiar vreau să fiți activi, să vă placă seria, să vă uitați la ea, să apăsați cât mai mulți butonul de like la fiecare episod. Ca să mă ambiționați și pe mine să continuăm cu această serie, vreau să țină minim 50 de episoade, deci în maxim, uh, nu știu câte episoade să zic, în maxim 40 și ceva de episoade să batem dragonul și după să mai țină așa 7-8-9 episoade cât mai facem noi finalizări, da? și uh, bă, furnalul, așa. Și după aceea uh, ne putem vedea de treabă în continuare. Suntem aici într-o peșteră destul de interesantă. Aș putea spune, mi-e frică să mă uit așa stânga-dreapta că poate apare iarăși endermenul ăla. Bă, da, până și cave-urile se, se, generează diferit, voi vedeți? Nu știu, mi se pare ce a generat cave-ul ăsta. Apa aici am fost eu, nu știam eu de ce lumina, am crezut că e lavă sau ceva. Și deja am rămas fără, fără hunger, ești nebun la cap. Deci deja am rămas fără fucking hunger. Ok, știi ce fac înainte de toate? Fii eu îmi fac un topor, hai să ne facem noi un topor oameni buni, să mă iau foarte mult lemn până vine noaptea, am și patru bucăți de lână super tare și oricum am aici la lemn, vedeți și voi că aici sunt în raiul pomilor frate, sunt în raiul lemnului, deci de aici pot să iau eu lemn berechet, n-am nicio treabă, că sunt uh, baiem de ăsta cu pom de ăștia mari și groși și frumoși și tot ce le trebuie nebun. Luăm de aici cât de mult lem putem. Bine, nu se iau cât de mult lem pot, pentru că eu o să pot să iau mult lemn. O să rămân și noi așa lem să supraviețim prima noapte, să avem, nu știu, să ne facem și noi niște unelte, niște chestii, trebuie să socotel. Vreau să găsim deja foarte mult fier din start, să mă fac full fier, nu vreau să am probleme. Vreau să am la fel de multă grijă ca la începutul primului sezon, da? Nu vreau să o lălăim foarte mult, ați văzut cum facem. În 2-3 episoade vreau să fim full, dacă se poate, diamond, aia ar fi genial în câteva episoade să fim full diamond din start. Poate găsim direct diamante și nu ne mai complicăm cu atâta fier. Poate și așa. Oricum, o să mă mai joc și o camera, deci asta vă asigur, o să mă mai joc și o destul de mult o camera, cât de mult pot eu, un sfert de oră, jumătate de oră pe zi, bă, și la contează, dacă e vorba de minat, să minez și o jumătate de oră, e super ok, fără să filmezi, că ca să nu vă plictisesc foarte, foarte tare pe voi și ca să am și acolo o bază, am o în ca să am și acolo o bază de iteme, da? Uh, dar după să nu vă prind, că bine, nici nu cred că am cum să-mi iau din game sau ceva. Că de obicei știți foarte bine, mie îmi place să fac totul în general on camera, când filmez, să și minez și toate cele, pentru că în seria de survival cu Ronny de acum foarte mult timp, când am stat eu cu of camera, pentru că atunci chiar eram hype cu acea serie și am stat eu cu of camera destul de mult timp și când am filmat iarăși foarte mulți în comentarii spuse să răscă și că ne-am luat din game pentru că aveam o grămadă de iteme. Și nu este adevărat absolut deloc și m-am enervat, eu atunci m-am dat la nașpa și Ronnie s-a enervat pentru că noi chiar ne jucam foarte, foarte mult off camera, frate. Una e să joci solo, știi, off camera, una e să joci în doi sau nu mai mulți, atunci e mult mai, mult mai tare să joci off camera, nu mai mulți, știi. Și de atunci am zis, bă, hai să facem de acum încolo on camera cam totul, știi. Ce îmi pare mie rău că aici nu este mină. Aici sunt trei tunele care nu duc nicăieri, vedeți și voi, Bac piciorul, deci trebuie să Fac repede un pat după ce iau acest căul, mă culc și după aceea mă duc să caut altă mine. O să mă duc mai în adâncul acelor, nu pot să spun ravine, acelor cratere, canioane, cum să le spun? Cred că e un fel de canion acolo, nu? La cum s-a generat, frate, cred și eu că e un fel de canion. Oricum, am așteptări mari de la această serie și de la mine și așteptări din partea mea și așteptări din partea voastră. Și chiar sper să ne placă la fel de mult cum v-a plăcut la început sezonul 1. A este important. Eu nu știu unde să ne facem casă, în nu m-am gândit, uite, vreau să-mi scrieți voi în comentarii unde ați vrea voi să ne facem casă. Da, îmi scrieți acolo în comentarii ca să nu spuneți că, bă, bă, noi nu ne întreb și de asta nu, frate, uite, vă întreb și pe voi unde ați vrea să ne facem prima dată o căsuță. Să mă o rog, căsuța mare. Eu mă gândeam gen să ne facem un complex subteran. Că eu chiar nu am the night. Ok, hai că iau ăsta cu mine. Eu mă gândeam să ne facem ceva complex subteran. Ar fi interesant. Adică chiar Frate, nu prea e cum să mori într-un complex subteran, mă gândesc că, știi, facem dita mai complex în subteran, nu foarte jos. Lol, deci acum văd câta cascadă e de fapt acolo. What the fuck? Bine, modul acesta nu este recomandat, gen world type. Generatorul ăsta Amplify nu este recomandat pentru cei care aveți un calculator puțin mai slăbus pentru că se generează o grămadă de chestii și puteți vedea și voi cum se generează. <laughs> adică scrie acolo clar, frate, la modul ăsta de jos scrie că trebuie să ai un calculator destul de puternic ca să te joci pe World Type Amplified. Frate, sunt și insule zburătoare aici, are fucking kidding me. Mamă, și e cascada asta. M-aș urca acolo, dar... Mi-e frică după să nu dau vreun fel de să ne simți, știi? Și să crăp, aia ar fi nașpa. Sau aș încerca să ies de aici. Ci că sunt în Biom Extreme Hills acum, River. Uh, uh, oscilează între River și Extreme Hills acolo. E interesant modul ăsta. O oh, văcuțe. Fix asta aveam nevoie. Mai aveam nevoie de mâncărică. pentru că mi se trânna carnea asta de oaie. Văcuțe, văcuțe, văcuțe. Bă, aș putea să-mi fac ceva gen armură de piele. Dar cred că ar fi pierdere de timp. Dacă stai bine să mă gândesc așa. Nu? No? Adică oricum o să ne băgăm după mine. Asta e pentru extra protecție. Cât timp minăm. Extra protecție, da? nu e absolut necesară. Încerc să găsești și o zonă mai, mai lină, mai o câmpie, câmpie, frate. Nu? Știi? Mamă, dar eu văd că mă duc în zona cu zăpadă, băga mi și piciorul, nu bine. Lol. Ce tare s-a Și iarăși mi-am mâncat două bucățele de carne. O, oh, mai multe văcuțe. Gata, frate. Hai că am scăpat. O să avem încărică. Că să aici am multe, multe văcuțe. Uite că, deci până și pe single player, eu, mie s-a uite. Vedeți? Pentru că acum se generează harta, nu se simte la FPS-uri, dar se simte la mine. Adică și voi puteți vedea că dacă spamez așa într-o vacă, uite, nu primește hituri, uri știi, și se mișcă în lag vaca. Că se generează acum mapa și chiar se generează mapa, nu glumă, frate, se generează o grămadă de blocuri. Aoleu, și uite cum stau eu atât, că nu pot să spamez, o omor vaca mai repede și cade vaca, frate, până când o mor eu. What the fuck? Pac, ești mă, ești mă. Bă, ești nebun. Dă o frate, mama mă, și deci aia acolo, cum s-a generat, aia e imposibil, frate. Deci uitați cât de, Deci noi acum gândiți-vă că este la Y100. Ai pe la Y... E la, Maxwell Max World Height, frate. De deci ce e la maxim. Corect? Trebuie să omor repede animalele astea. Ha, mă revinoți. Te rog, Minecraft-ul, încarcă-te mai repede. Încarcă ceancurile mai repede. Te rog, te rog. Încarcă ceancurile mai repede, că vreau să mor mai repede. Uite, hai că am omorât mai repede văcuța asta. Porcul asta nu prea l-am omorât așa repede. o Omor și văcuța asta repede. Vreau să mă bag repede, uite, undeva aici. Uite aici, beton. Întâi omor vaca, mă bag aici, într-o pietricică undeva. Îmi fac eu o grotă, de asta e super mare. Pentru că oricum era un clipa acolo și mi foarte fric. Foarte, foarte, foarte frică, bă, eu sunt mai fricos așa de fărșină. Ok, bam, bam, bun, punem aici pătuțul. Dacă aș avea acum să-l pun. Trebuie să fac eu și mai crea asta. Aici, acum o să am loc să pun patul, uite așa. Ba, gata. You can only sleep at night. Ne culcăm. Nu pentru a-mi seta spawn, ci pentru a se face zic oricum dacă mă zrip. Nu trebuie să-mi setez de spawn. In this case. Și am făcut rost de ceva cărniță, deci vreau neapărat să mă duc la insula aia. Oameni buni, bunic dată vreau aminte să nu uitați să apăsați acel buton de like, să strângem acolo foarte multe like-uri. Mai ales pentru această hartă genială. Deci uitați-vă Dude, ăla zis că e un asteroid și mai curge și pe din el. Deci trebuie neapărat să mergem acolo. Eu vreau să văd ce dragi de e acolo. Deci neapărat. Nu cred că o să mergem în acest clip, dar în clipul următor... Nu știu, frate, uita, uitați-vă. Lol. Hai multe văcuțe. O să omorâm toate animalele pe care le vedem. Ca să nu... Nu avem probleme cu ceva mâncărică or something. Ia uite, mă. Deci eu acum sunt foarte uimit. Voi probabil dacă ați juca pe acest mame e și jungla acolo. Pa, păi, nu jungle, e jungle... Pădrice, dacă voi ați mai jucat pe modul ăsta Amplified sau mă rog pe generatorul Amplified, probabil nu sunteți așa uimiti sau a, încă o insulă în aer. Dar eu cum este, v-am spus, cred că prima dată când joc Survival pe Amplified, eu mă minunez, frate, când văd toate șmecherele astea. Deci, practic, nu este large biome, să nu confundați cu large biome, nu sunt biome mari și lungi, știi? Mamă, câte văd să aici. sunt, pur și simplu, Uh, generate super ciudat și super fine din punctul meu de vedere, da? Cu niște formațiuni deosebite. Mamă, și avem aici și vaci porci. Frate, începem cum am început primul sezon. Dar bine, în primul sezon deja am avut full iron din primul clip, dacă, nu, dacă mai țin eu bine minte. Dar acum o să avem o grămadă de mâncare din primul clip, asta e clar. Asta dacă nu murim, cum ar fi să mor acum? Deci dacă aș muri acum ar fi destul de ciudat, nu? <laughs> dacă aș muri așa în star. Oh my god, bine, oricum dacă aș muri, ar fi gen un început fail și am început ziua mâine, gen <laughs> uh, noul sezon de fapt și de trebuie. Și dacă mă și ar fi și mai fail, dar nu-i bai. Nu, no, știi ce fac? Eu mă gândesc. Mă frate, ăsta deja e turnul f la aici, ce dracu. Ia uite-l mă frate. The fuck, ia eu, man. Multe văcuțe, multe animale, mai erau porci acolo, dar nu m-am mai dus după ei. Ia uite mă frate, ce e aici, mama mia. Porcule, te scap de această viață, sunt sigur că nu-ți place viața de porc. Păi da, ce viață ori avea porci ăștia? Și vacile și animalele în general. Adică, nu neapărat toate animalele. Uite, porci, spre exemplu. Ce fac porcii toată ziua? Nimic! Uite, acolo multe vaci. Știi ce fac, frate? Uite, fii antenă. Eu la grec, sunt 64. Bun. Eu o să mă bag, uite, aici în mină. O să știu gen că deasupra mea zvăcuțe. Pentru că, oricum, vreau să-mi pun aici câteva nici nișcaiva chestiuțe. Vreau să mă duc și să minez. Trebuie neapărat să minăm. Și nu vreau să mă urc sus pentru că după o să scobor foarte mult. Și uitați ce am găsit noi aici. Badum. Ia uite, mama, acum se vede frate că e lăguț de la... și pe single player. Adică nu să se... uite. Aoleu frate. Nu, deci chiar trebuie să ai calculator puternic pentru a Amplify frate. De -am san. Nu, no, și uite, vorbeam de fier. Am găsit și amemul fier. fer. Ok, stai să ne punem noi, uite, ne facem bază, uite aici, pe la nivelul ăsta. Eu zic că e ok. Să avem uh, bazuța noastră aici, o mică bază interimară, așa. Câte bucăți de fier am luat? O bucăți de fier. Aici eu o să pun mai multe furnale, mai multe warbench -uri. De fapt, un warbench, nu am nevoie de mai multe vorben, Am nevoie, în schimb, de mai multe furnale. Să prăjesc foarte repede, o să pun mâncare la fiert. Am aproape un stack de carne de facă și 14 pe pe bucăți de carne de porc. Am 31 de bucăți de piele. Ba, acum nu știu ce... Gen știi ce mă gânde? Bă, hai fi antrenat să facem noi jumele, oricum n-am nevoie de foarte multă piele, hai să ne facem o armură de piele ca să știu eu că sunt puțin tel mai mult protejat. Poate cine știe mă va salva odată dată și o această armură de piele, poate rămân cu 2 HP, cu 2 inimioare, având armura de piele, aia înseamnă că m-a salvat, știi? Și oricum, gen o să folosesc pielea asta pentru ce? Pentru a face rap cărți. Oricum o să mai omor foarte multe vaci, ați văzut că mai sunt vaci acolo pe sus, deci eu zic că ar fi super ok acum să ne facem noi o armură de piele. Oricum mai rămân și cu ceva, uite, leather tunic, leather pants, leather cap și leather boots. Leather boots. Noi să vedem cât ne oferă aceasta armură. Frate, ne oferă 3, 3 și jumătate. 3 și jumătate de armurii aici, nu știu cum să le spun. Dar ne oferă, ești nebun, uite, chiar ne oferă foarte mult. Ok, uh, mai trebuie să mai facem furnale. Știi cum facem? Uite, o să facem noi și mai asta. Încă două furnale mai vreau eu să fac. For the time being. Ok, și punem aici. Punem aici așa, punem asta aici și punem și fierul ăsta aici. Bun, și acum eu trebuie să... Nu știu ce-și face, aș aștepta să se prejească fierul. Asta de aici ca să... M-a pus să fac aici cu pichesul de fier pentru că pichesul ăsta oricum mi se sparge. Noi și acum chiar sper să găsim repede pe jur fier. Cred că o să stau eu ceva off camera acum. Dacă o să găsesc o peșteră ceva mai interesantă, probabil o să încep să filmez. Gen clipul următor. Cum o să se continue, o Să explorăm foarte, foarte mult în acest sezon, v-am spus, pentru că e super faină mapa. Um, o să pun iarăși harta la download. Din 10 în 10 episoade o să punem la fel, din 10 în 10 episoade o să punem harta la download, deci la episodul 10 dacă, bă, depinde, dacă la episodul 10 nu, dacă până la episodul 10, mai bine zis, nu o să facem mare lucru, gen nu ne apucăm de casă sau ceva, nu o să pun harta la download, că nu are rost, știi? Dar dacă ne apucăm de ceva, din 10 în 10 episoade punem harta la download ca să o luați și voi, poate vă mai distrați pe acolo, mai construiți mai una alta, știi? Chestii de acest gen, bănile de bă. bă. Și hai să ne apăcăm aici, să la Y58, momentan mă mâncă nasul. De ce mă mâncă nasul, frate? Mă nasul, mă mâncă nasul, naso. Ok, luăm de aici niște cooked pork chop, pentru că mor de fomiță. Uite așa, Y55, no, hai să-i dăm blană, blăniță aici în jos și sper să găsim. Bă, sunt curios cum se generează. Am găsit peștera. Tocmai ce vorbeam de peșteri, adică voi nu știați că eu vorbeam de peșteri, mamă, și-am găsit deja o grămadă de fier. LOL, cât fier e aici! Dude, deci, deja ne-am făcut full fier. LOL, deci nu vine să cred că deja, Da, de așa că nu vreau să pic acolo, nu știu ce dau acolo, dar nu vreau să pic, chiar nu vreau să pic. Deci deja, da, din ce am văzut eu până acum ne-am făcut full fucking fier. Uite și aici foarte mult fier, oricum v-a spus o să luăm tot, tot, tot fierul. Nu să lăsăm nici cele mai mici bucățele de fier. Momentan, că avem nevoie de fier, frate. Și văd că mai este un încăpere și aici, sus. Deci nu o să lăsăm nici cele mai mici bucățele de fier. O să le au pătate că o să avem nevoie de fier. Ați văzut? În primul sezon am avut nicio problemă când am făcut bică, nu pentru că am avut o grămadă de fier. Acum vreau să se întâmple același lucru, să nu avem probleme cu materialele, spre exemplu. Știi? Și bă, frate, dacă tot începem acum, părerea mea mai bine ne apucăm, minăm acum 2-3 episoade, 10 episoade, bine nu 10, 2-3 episoade, uh, minăm non-stop, dar după aceea nu o să mai avem probleme cu fierul, știi? Ia uite, e lăguț și când dau un ăștia, uite. Ia uite. Bă, hartă ce te generezi tu așa, mamă, înseamnă, băi, un lucru bun înseamnă că se generează harta, înseamnă că merg prin părți pe unde n-am fost. Bine, nu e ca și cum aș fi explorat eu foarte mult mapa să spui că mă duc pe unde n-am fost, dar așa că idee, frate, știi? <laughs> așa că idee, pana mea. Zic și e. Eh. Hamă, ce, ce, ce faceți, mă? Hai că trebuie să mi le dea. Mamă, bă, ia uite, deja jumătate de stac de fier. Bă, da, pe ăsta nu vrea să mi le dea. Pe ăsta nu vrea să mi le dea. Nu vrea să mi dea bucata aia, frate. Cu căulul cred că o să fim mai îngăduitori, nu o să stăm să luăm tot căulul. Mă gândesc că pana mea e căul până la urmă. Bine, nici de că -o avem nevoie că o să prăjim foarte, foarte mult cu căul, dar nu o să luăm chiar pe tot pe care îl vedem, pentru că cred că o să vedem mai mult căul decât fier. Cel mai probabil, știi, și n-are rost. Acum cât căul am la Și mai am și în furnale, am jumătate de stag de căul, știi? Și mai am și în furnale, deci cu căul eu zic că putem să fă luăm o pauză de la luat căul. No, hai să mergem în direcția aia. Mi-e cam frică să mă duc acum în peșteră. Când aș putea foarte ușor să mă întorc, da, aș putea să mă întorc, ia uite cât fier, aș putea să mă întorc, să pun aerul la prăjit, să-mi fac o de fier. Cred că asta pentru asta o să facem clipul următor. Zombie. Uite, acum pot da un zombie, frate, fără probleme. Asta o să facem clipul următor. Adică, mă rog, clipul următor o să fiu deja full fier când uh, o să încep. Deci. Nu, 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 nu. Tu te de aici. Nu l-am auzit deloc, păstești de bun. Deci, asta n-a scos niciun sunet. pur și simplu l-am auzit eu. Și am dat și volumul mai tare, special ca să aud. Toată nu l-am auzit, ești nebun? What the fuck, man? Ok. Ok, doki. Și aici văd că se termină prima parte din mină. De vă frazor, cam asta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut și v aș juga încă o dată zis, să nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și dacă mă susțineți și vreți să continuăm această serie de serial hardcore, acest sezon mai bine zis, cu cât mai multe episoade, sper să vă uitați la aceste clipuri, să dați like-uri, să lăsați comentarii, sugestii, propuneri și toate cele. Și ne auzim data viitoare. Eu am fost Andrei și v-am salutat pe toți. Ceau, bă!